camera. Nu se vede, eu nu văd. Din colțul din dreapta sus. Sau nu știu care este. În colțul din dreapta sus. Pâlpâie ceva. Licăre. Ah, gata, acum am observat. Hai să începem. Episod nou e joi. Ați observat că acum punem joia podcasturi? Ați observat? Cred că toată lumea a fost, bă, ce cred că joia ea, acum? Oh my God, niște oameni e a treia săptămână la rând când avem joia. Yes. Nice. Și probabil o să păstrăm, dacă reușim, păstrăm așa. Mm-hmm. Că ne-am și... Până săptămâna viitoare! Îl și filmăm înainte de Popa Michael, da. de la comics. Și mai ales că ajută și dacă avem show-uri duminica, îl pui joi, mai anunț show, mai vine cineva, poate. Duminica asta nu avem show. Nu avem, dar... și tocmai de asta am făcut acest podcast. Plecăm în turneu și eu cu Mirica și cu Boxy avem în Poiană și poate se ține. Când aveți? Zi, avem zi toată vineri. Poezia. Vineri. Adică mâine. 2 iulie. Vineri în Poiană, iulie, la da. Gatsby or something. Vă rugăm frumos, veniți. Am așa niște, o strângere de cur. E pe 2 iulie este Sfântul Ștefanie sau este ceva, l-au canonizat Ștefan, Ștefan cel Mare. Decembrie. Da, pe 27 decembrie, da. Cred că atunci pe 2 iulie a fost canonizat Ștefan cel Mare. Oh deci, God, Ștefan cel Mare când a fost Ștefan cel Mare a fost canonizat? Da, da, că Sfântul Ștefan, Domn cel Mare. Ștefan cel Mare și Sfânt. Nu, păi Sfânt, Sfântul Ștefan e unul dintre apostoli sau ceva de stilul ăsta. Da, da, adică Ștefan cel Mare domnitorul, e făcut și el sfânt pentru realizările ctitorești, cred. Și da, a donat mult la stat. Și a construit multe biserici. Și apropo de construit, noi plecăm în turneu. Turneu. Mare turneu, niște oameni la Oradea. Dar spuse biletele deja, poți să le cumperi? Vom vedea. În curând, dar măcar să știe oamenii că venim în Oradea. Scrieți-l lui Mitran pentru Cluj, bă, Baia Mare și Craiova. Încă o dată, Oradea, Cluj, Baia Mare și Craiova, respectiv la final de iulie. Oraja e pe 24. Oradea, Cluj, Baia Mare și Craiova. 24, 25, 26 și 1 august. Da. Nice. Nu am nimic cu 1 august. Nu august știu ce cu ele mele. Tot hai, se Miric, leagă. Pune întrebarea ta confortabilă. Care? Cu mâncatul de oameni? Da. Da, mă gândeam că, în primul rând, că acum cred că sunt într-o bază de date, că am căutat... Vezi că ăsta tău e. Ia, facem schimb. Că e mai ușor să... Așa. Am căutat pe Google câte calorii are un om. Ești sigur pe o listă undeva, ești pe o listă. Și câte are? Hai să o aproximăm, de fapt. Nu știu. E în funcție de greutate, nu? Sincer, și de ce mănânc. Sincer, era mult text, era mult text acolo. Și tu căutai doar cifre. Și eu căutam doar cifre. Și zicea că nu se știe, bla, 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 dar am ajuns pe la vreo 126.000 de calorii. Bă, așteptam la mai mult. Cât timp poți să îți asiguri necesarul de calorii? Cât înseamnă asta? Cât mănâncă un om normal? Păi nu, 2.000-3.000, cam așa. Și cât ai zis care? 120.000. 120.000, deci... Da, de la 3.000 de calorii, 400 de zile. Eu nu cred că poți să mănânci numai om. Că e prea păi mult. Nu, mai mănânci și o sălățică ceva lângă. O cola zero. Băi, o salată de altceva. Da. Că eu mă gândeam, încercam să calculez cam câte calorii a ars Hitler. Jesus Christ. Exact, Hitler a slăbit cel mai mult din lume. Sigur ești pe o listă. Cât nu erai înainte, acum ești pe două liste. Dar apoi s-a născut întrebarea Hitler, cât, canibalism? Stai un pic uite. Și ai făcut cum... o Venn diagram of weird. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Aproape îmi prinsesem piciorul ca într-un laț, gen cum prins câini sau exact. Sau când vânesc ceva. Așa. Și mă gândeam cam cât timp îți ia să mănânci un om. Gătit, bineînțeles. Gătit bine, să spunem. Pui și timpul de preparare sau te referi la cât îți ia așa? Nu, mă, doar să... Acum, să uite, mănânci. Ai acest om cu un măr în gură. E cam ca porcul și mai ales că și la gust, cică-i tot acolo. De unde? Cică de unde? Cum? Cică de unde? Din tipul de textura pielii, din... Adică îți ceva astea, dar foarte... E foarte vândută. Gustul este extraordinar de apropiat. Păi da, de cine a zis asta? De unde? Pe cine ne bazăm? Sunt oameni care au mâncat. Adică am văzut un articol cu un băiat care și-a tăiat, cred că din gambă parcă, a făcut o operație din asta, doar ca să-și taie carne din el, ca să mănânce, să vadă ce gust are carnea de om. Și pui, ce a zis? Basically, chicken. Cum mă, nu porc? Nu știu. Eu știu că porc. Poate depinde din ce tai. Cei mai lin, cei mai puțin. Păi nu, dacă am totul, că și porci au mai multe zone, dar cumva în media eu știu că e porc. Da, numai te gândești că de nașpa e să, după ce l-ai omorât, zicem, sau îl primești gata într-un... Tranșa. Da, ți-l trimite un văr de la țară. Mamă, trebuie să-l tranșezi tu. Să skin it,
Să pui pachetele, păi nu, unde găsești congelatorul atât de mare? E ok, trebuie să-l pârlești un pic. Îl pârlești. Dacă vrei să mănânci și pârlești piele. Întreg. Și îl, okay. îl răzăluiești așa ușor. Și faci șorici, după deci, aia ar trebui un om spân ca să-ți salvezi în muncă. Mai mult, nu? No. Nu ofări. Îl dai cu, cu flamethrower din ăla, ca, cu butelie. Cu butelie, cu așa. Am văzut coyot gătit în Mexic. Era la show-ul ăla cu, cu vânătoare, la Meat Eater. Era la fel, de curiozitate, auzit ăsta că e legal, poți să mănânci coyot, să vânești să-l mănânci, și l-au gătit după o rețetă chinezească. Asta fusese în Taiwan și acolo se mănâncă la liber. Okay. Da. Și l-au tăiat, l-au întins pe burtă, despicat pe, pe burtă, întins așa, prins cu niște sârme de fiecare picior, pus pe o parte pe foc, pus pe cealaltă, pus pe o parte, pus pe cealaltă, arăta la sfârșit fix ca un berbecuț. N-am mai avea. Și la gust zicea că are gust de rață. Adică... Sau poate rața are gust de coyot. Da, mie nu-mi place rața deloc. Nu-ți place rața? Nu, îmi am place foarte mult. Nu știu. Cred că poate n-ai mâncat o gătită ca lumea? Vine, am încercat de vreo 3 ori. O, am mâncat odată. Pulpă de rață făcută super mult. Da, dacă e făcută slow cooked așa, tocmai, cumva. Trebuie slow cooked și se caramelizează așa un pic și se desfac fibrele alea. Chiar e, chiar e bună. Ok. Că da, că știu că e așa o delicateză cumva, adică e considerată, știi, într-o zonă mai sus și la restaurant o găsești mai scump. Da. Ceea ce nu înțeleg de ce. Adică oare se reproduc mai rar decât găinile? Sau care e faza? Nu știi. A, de fapt, fun fact. De preparare penis până la urmă. Fun fact. Că rațele, dar nu știu dacă toate rațele, dar cred că toate rațele, să mă corectați dacă e, au vaginul, așa, într-o, ca un fel, cu multe, multe, e ca un, like a maze. Da. Și masculul are the penis, așa ca un... tirbușon. Asta, tirbușon. Bă, și după ce, și după awesome. Ce o fote, îi pică tirbușonul, îi se usucă și cade. Și apoi crește la local tirbușon. Da. Vă-ar plăcea să vă... Să-mi ne fute o rață, da. Exact. Nu, să vă cadă pula după fiecare, să... Nu crezi că ai fi mai selectiv cu cine fuți? Dar dacă întrebare dacă trebuie să stai după aia două săptămâni? Și apoi îți crește exact la fel? Sau poate crește mai mică, poate mai mare? E la sau mai mare sau mai... A, e la noroc? Da. Și când, când consider că o ai pe aia perfectă, abia atunci da, stai și aștepți atunci. Pentru exact. Cineva care chiar... Exact. Și dacă prinzi o pulă mare, dacă prinzi o ruletă și prinzi o pulă care... Nu, nu neapărat mare, o pulă, una care să-ți placă ție, știi? La mă, du-te, dracu, ce am aici. Că asta e, gen, când, când prinzi o pulă mică, trebuie să scapi de ea. Dar cine te fute că ai pula mică? Aici, aici e challenge-ul mare. Și apoi când ai o pulă mulțumitoare, îți vine să o folosești. Dar apoi nu-ți vine să o folosești, da. Că scapi de ea. Că apoi, și apoi poate te și pe de altă parte, asta este un narcisism suprem. Eu nu o să mă fut pentru că sunt prea mândru de pula mea, așa că o să o păstrez. Nu poți să ai mentalitatea asta. Normal, ba da, de ce nu? Păi, repet, pentru că așa, adică efectiv prefer să nu mai fuți, numai ca, ca să fii tu mândru de tine și de... Ai fi nu da, super nu ușor de depistat dacă înșel sau nu. Vii cu altă pula ca să mă Mariane, ce-i cu asta aici? Că nu, că stai, că am dat o labă mai forțoasă, marș. Mi-am băgat pula într-o pâinică. Shit, și în cât timp îți pică? Ok, îți pică imediat după orgasm? Ca așa după dai la numere de numai. Adică o să fie întreaga paletă de culori și... La final vorbiți împreună despre care a fost cea mai mișto pulă între alea. N-ar trebui așa. Dacă se regenerează atât de repede. Da, n-ar trebui așa. Îți cade după ce termini. Practic și... ai fi aparate pentru femei. Sunt fix pe cănele. Hai să vedem dacă prindem o special acum. Aia, pula, numai. Și după aia îți crește în vreo săptămână, să zic. Hai, nu două, o săptămână durează. Mamă, deci ai voie să faci sex doar o dată la săptămână cu femei diferite. Deci... Deja nu mai seamănă ce loc cu viața mea. Da. Nu pot să fac acest exercițiu de imaginație. Nu s-o obișnui cu stilul ăsta de a trăi. Lasă-mă. Nu. Am primit astăzi un mesaj. Mă. Alo, ce mesaj? Oh, măcar pe tine nu te-a sunat nimeni, că nu ți-ai pus fucking numărul de telefon Instagram. Băi, deci primez de la băiatul ăsta mesaj cam o dată de două ori pe an. El, un băiat, nu o să dau numele. Eu, de unde vă știți? Vă face drumeții din astea pe munte cu pe munte, pula mea. În condiții extreme. Cu deja scopul, nu ne place de el, nu? Cu scopul de a strânge bani pentru campanii umanitare. Deci doar există un scop că, în a te cățăra undeva și apoi coborâ în același punct.
Mesajele sunt în felul următor, toate, că m-am dat scroll așa prin 2016, adică. Și de ce primești mesajele astea? Pentru că ne-am cunoscut odată și suntem prieteni pe... Hai și tu? Nu, sau îmi zice că vreau, e Virgil, bun, este 2021, vreau să urc pe cel mai înalt vârf din Europa. Știți care e? Pe scena, de stand-up comedy. Exact. Mamă, dar știi cât de prost sunt. Deci am cultura generală atât de la zero încât tu ai, când ai spus pe scena, eu mi-am asumat că asta este un nume de vârf de munte. Și ăla e, da, e în Italia, în Italia pe scena. Mai urc pe scena. Eu acolo rămâneam. Dacă nu completai cu la stand-up comedy, eu spuneam fun fact-ul ăsta afară. Vârful pe scena 4830 de metri. Bă, eu habar n-am, uite, te și învață ceva, asta e important, că și cere, dar te și învață. E fain să fie un pic de condescendență. Vreau să urc pe cel mai înalt vârf din Europa, Elbrus, 5632 de metri, în paranteză. Trebuie să nu știu. E un pic discutabil, că nu e neapărat în Europa, e mai mult e pe graniță. În Asia. Da. E în, nu știu cum se cheamă regiune. Acolo, pe la Georgia, pe acolo, așa. Să scrii anxietate. Așa. Poți să intru în mesaje. Așa, vreau să urc așa, pentru educația copiilor cu cancer, de la educația o asociație. Copiilor scuze, cu cancer? Să fac o educația copiilor, nu ca să-i salveze, vrea să-i educe. Scuze, am glumit, Jesus. Și aș dori să cer ajutorul pentru orice sumă, pe link-ul ăsta, sau să trimit SMS la nu știu ce număr. Și primesc mesajul ăsta de... mereu, sin. Am vreo 6 mesaje în asta, really? În ultimii 3 ani. De la un om care militează pentru așa ceva, dacă când te-a oprit dobitocul ăla ca să îți dea mare țeapă, ai zis gata, face show pentru el. Păi da, pe ăsta îl cunoșteam personal acum și căutam. Dar nu pot nici să, nici nu pot să-i zic nu, nici nu doamnez, dar nici nu zic nu. Da. Doar sin. Da. Dar nici am friend, pe de altă parte. Adică restrict nu vreau... friendship. Cum? Poți să pui friendship-uri pe Facebook pe restrict sau mute sau ceva. Adică? Să take a break. Nu, îl mai vezi în feed. Nu-i dai în fred, dar nu mai vezi în mute. Am follow chestii. Da. Dar stai puțin. Gen, strâng, asta mă gândeam. Gen, strângi bani ca să mergi pe un munte. Ca să ajuți, ca să câștigi notorietate prin acțiunea asta, ca oamenii să doneze pentru educația la copiii. Adică nu mai înțeleg... bine le dai banii direct? Asta e întrebarea? Asta e întrebarea. E mai strângi mai mulți bani făcând treaba asta, gen lipind strângerea de fonduri de activitatea asta, decât doar dacă zici că, bă, strânge bani pentru copii ăștia, punct? Da, cred că da. Da, o să spun că da, că e pe principiu așa și ăștia de la salvați copiii, la ce dracu bagă sponsor în loc să doneze la copiilor, știi? Nu e chiar așa, adică cumva trebuie să capeți un soi de notorietate, să înveleși cumva într-un ambalaj. Și faci și ceva care îți place, că mă gândesc că nu o facem potriva plăcerii. Așa, măcar dai face, ai văzut că până și la ăștia, până și la bogați, e unul care organizează o serată, un bal, uite, am adus băutură scumpă și pis de la fel de scumpă. Asta mă gândeam, ce putem noi să facem cu titlul caritabil? Un party cu târfe și blackjack și droguri. Da. Gen, facem turneu de poker și 5% dintre încasări o să meargă stand-up cu târfe și cu târfe și droguri. Da, asta exact asta vreau să punctez. Târfe în public sau târfe pentru noi? Pentru toată lumea. Așa. Cum e chestia asta? Adică, uite că... sunt și târfe masculine. Le respectăm, Luiza, nu e vorba că nu le respectăm. Ca debate moral. Așa. Asta cu stand-up mi se pare că e într-o zonă ciudată, la modul că eu știu că nu prea se iau în industrie bani. Nu știu sincer dacă a luat cineva. Sigur a luat cineva, că na. De pe dar ce bani, cu ideea ce, asta, cu ce? Caritabilul. Că hey, noi vrem să facem un caritabil pentru X și... A, să faci split? Să păstrezi și tu să dai și la... Da. Sau tu să fii plătit. Și asta e o zonă destul de greu moral. Adică eu, spre exemplu, chiar cred că n-aș putea să primez bani. Indiferent de nivelul meu de notorietate. Nu mă refer acum la cum sunt acum. Da. Acum, normal că... chiar îmi place. Bă, da, dacă faci un stadion cu titlu caritabil... Da, mă, înțeleg, dar pe de altă parte... Depinde dacă ăia își lipesc numele tău, știi? Gen, suntem fundația Pulancur și noi facem un super PR stunt. Ok. Dar tot ai putea să renunți, mă, dă-i morții. Nu, dar zic așa, care ar fi caz, nu iei toți banii, dar care ar fi, poate, o... Dar să zicem așa, bă, Mitran, se strâng 20.000 de euro la evenimentul ăla, da? Aș vrea să spunem măcar 200.000 de euro, că mi se pare că de acolo începe să devine discutabil de... Am înțeles. Știi? Hai să spunem, se strâng 200.000 de euro așa. La stand-up-ul pe care l-ai făcut.
Și tu zici jumate-jumate, adică se duc... Nu jumate-jumate, zic că... Păi stai mă, nu jumate-jumate. Da, nu, dar la modul că dacă ție ți-ar spune, băi, salut mă, Mirica, vrei să vii, să faci o sală de stand-up pe 10.000 de euro? E un show caritabil, noi salvăm copiii. Uite acest copil cu cancer care... la care nu o să ajungă cei 10.000, da. A, nu, nu o să ajungă cei 10.000 pentru că tu mi se pare că... să se uite cum bagi în buzunar acești 10.000 de euro care i-ar fi dat lui încă câteva zile. Mi se pare da, da, știi cum e cel mai ok să iei banii și să-i donezi tu după aia. De ce nu să refuzi banii și atât? Că dacă puteau să ți dea ție, poate nu se duc unde trebuie. Păi da, le donezi la alta asociație după aia. Nu le mai dai tot lor. Mă rog, da, donezi unde. Chestia că mai pierzi la impozit de două ori. Că ți-i dă ție, pierzi impozitul, după aia îl plătești lor iar. Nu, vorbești cu ei să ți dea sub formă de... să ți dea în plic. La negru. Nu, dar odată să doneze ei banii în altă parte, să arate dovada. Așa, și mergi tu seara cu ei acasă. Te trăiești a doua zi să te duci tu să-i donezi în altă parte? Că mi se pare că e și tentația oribil de mare. Bă, până la urmă sunt 300 de euro care trebuie donați. Te duci, dai, din bunătatea inimii tale. Noi l-am avut... Stai un pic, că... Da, iartă-mă, spune ce vin după aia. Că dacă se strâng 200 de mii și nu te-ar lăsa... Suflet. Inima să iei 100 de mii tu și 100 de mii să ducă la copii. Dar dacă fără stand-up-ul tău nu s-ar fi strâns, s-ar fi strâns 40 de mii. Păi noi trebuie să știi că nu trăim în două lumi paralele ca să putem să vedem ambele. Păi stai că acum trăim doar într-o lume și aia e imaginară, poți să-ți imaginezi și asta. Păi nu, dar ce spun e că concret, dacă tu ai făcut ăla și s-au donat, n-ai vedea unde să știi cât s-ar fi donat dacă nu erai tu. Presupunem. Poate au fost niște oameni cu bani în sală. Până acum la toate evenimentele pe care le-au făcut cu recordul a fost 3750 de euro. Da, exact. 38.000. Te uiți în statistici, te uiți în euro, și tu ai strâns 170.000 de euro. În mintea ta de psihopat doar te simți mai bine despre faptul că tu crezi că tu ai donat toți banii. Chestia știi care e? Că și tu faci mai mulți bani pentru că ești atașat de caritabil. Normal. Și ei fac pe urma ta. Adică da, e win-win. Normal. Păi nu trebuie să ceri bani la caritabil. O mână se spală pe altul. Păi de asta zic că, în primul rând, din punct de vedere moral și chestii, n-a zis nimeni că noi cerem bani la caritabil. Așa. Ce a zis Virgil este că dacă faci caritabilul gratis... În lumea asta imaginară. Faci caritabilul gratis, faci un stadion și ești du-te în pula mea, a făcut Mirica un stadion de Ștefan cel Mare. Și eu, bă, ia nu fi prost. Deci a deschis și Virgil. Mă deschid, dacă îmi dai, știi ce? 8.000 de euro. Nu-ți cer mai mult. Rămâi tu cu 171.000 de euro. Asta e făcut tu scăderea de la 175. Mă gândit la 4.000 și păi am zis, bă, hai 8. E schemă de PR, mă. Mă face prost. Da, mă, e, dar tot nu știu. Nu ce? Nu aș lua banii. Păi normal că nu. Păi și atunci despre ce pula mea vorbim? Bă, plus că dacă tu faci un stadion, ție nu-ți trebuie 5.000 de euro, da, sau cât sunt. Categoric. Păi nu, dar tu trebuie să-ți iei, adică mi se pare fair. Trebuie imaginea faptului că ai strâns 200.000 de euro pentru copii bolnavi. Mă rog, nu-ți trebuie, dar o să se creeze imaginea asta. Ca să poți să fuți prostituate în continuare. Și să te simți bine tu cu tine. Dacă vor să-ți dea, tu să-ți iei bani cât ai luat la un show normal, poate. Să ai un... Cât e fiul tău de obicei de a face un show. Și doar să fii invitat la show-ul ăla, să cânti, să... Dar să nu iei cota aia de bă, uite cât de mult bani s-au strâns cu ocazia. Nici măcar fiul ăla cu aia. Hai cu aia, nici că poți să faci. Și după aia să-l donezi tu sau faci ce vrei. Dacă ai 20 de spectacole pe lună, poți să faci în pula mea un caritabil. Și dacă n-ai nimic, faci un caritabil gratis în pula mea. Și tu trebuie să... Da, dar cu cât urcă cifra, cu atât devine... te apasă puțin pe creier. Adică noi acum încă vorbim de 200.000 de euro, dar într-un scenariu în care s-au strâns, nu știu, 200 de milioane de euro... Deja începe să... Adică n-ai cum... Pii bunei țări, tu faci un show și câștigi pii bunei țări. Exact, da. Și aici e într-o zonă Republica care... Ca Moldova de două ori. 1.000 de euro poți să iei și tu. Uite, vezi că de absurd sună. Bă, dar trebuie să știi tu niște bani, că dacă o să ai odată tu probleme de sănătate, să nu trebuiască să faci un caritabil atunci sau să apelezi la o asociație. Uite, trebuie dacă, să niște bani dacă ai tăi. Dacă cu 15 ani Arșinel ar fi făcut un caritabil pentru copiii fără rinichi. Și ar fi fost doamna, du-te în pula mea, Arsenal, auzi, Arșinel investește în copiii pentru fără rinic, cumva acum n-ar mai fost vreo problemă faptul că a sărit el coada asta, toată lumea a dat cu aia, da. Da, ar fi fost titlul în pula mea, omul care se luptă cu lipsa de rinic, ghiși ce, a căzut prada acestei boli. Ironic. Da. Don't you think?
Da. Noi l-am avut invitat pe Valeriu Nicolae de la Casa Bună săptămâna asta la radio, care Casa Bună nu sunt da, lactatele alea? Smântână aia. Cred că așa se numește, portocalie. Mai verific odată, da. Da, e, nu? Uh-huh. Adică pe la aia avut Asociația Casa Bună. Este o asociație Casa Bună. Nu, deci este asociația de smântână Casa Bună. Aia cu care copii fac cu copii, rom. Da, cu copii rom și din medii defavorizate. Așa. Așa, nu poți să-i dai un mesaj? Și mi s-a părut foarte tare că acum și-au cumpărat aparat din asta de făcut ochelari, ca să facă ochelari, să scoată ochelari pentru copii mult mai ieftini, pentru că în zonele astea de super defavorizate sau la mama dracu la țară, unde primul oftalmolog e la 40 de kilometri, mulți copii au nevoie de ochelari, dar ne mergând niciodată la un control, nu se știe niciodată. Și la școală sunt puși, le zic că sunt proști, că sunt, uite, că nu știe să citească, că ești bătut în capul până în ultima bancă și așa. Și mi s-a părut foarte interesant că, de fapt, problema copiilor ăsta era că nu văd. Nu văd. Da. Și este o such a simple solution. Așa asta că dacă aveți bani de dat, mie mi se pare că Valeriu Nicolae oare face chiar, treaba super. Oare chiar au probleme cu ochii sau doar zic că, bă, n-am văzut? Nu, bă, nu, de nu, ce ai scris așa? N-am văzut, doamnă. Pe el, adică la 7 ani câți copii au probleme cu ochii? Le fac control. Bă, e foarte ușor. Da? Unii ar putea să aibă din naștere. Why, de fapt, da, toată lumea are vedere, are vedere perfectă. Se poate totuși o scuză confortabilă. Dacă n-au o educație, stai așa cu ochii în televizor de la 4 ani sau cu ochii într-un televizor, telefon. Televizor, de unde au avut bani? De unde au avut ei, domnule, bani de televizor? A avut cineva, a aruncat un Aiva vechi de la poraș și l-au dus un nipon. Pe de altă parte, mi se pare că asta e atât de frustrant, mai ales pentru copil, să trească să înțelegi de mic că toată lumea e diferită. Tu trebuie să porți niște ochelari în aia cu dioptrii față de restul copilor care nu poartă nimic și judecata pe care o dau copiii și toate astea. Asta zicea că e așa de... El creează un mediu foarte drăguț și voluntarii de acolo sunt foarte faini, astfel încât au făcut cumva purtatul de ochelari să fie văzut să ca fie ceva cool. Și nice. O fetiță îmi povestea că o fetiță era chiar a plâns acolo și era foarte tristă că ea n-avea nevoie de ochelari și că voia și ea ochelari ca ceilalți copii. Mi s-a părut așa de nice. Perspectiv. Yeah, și plus că unele probleme, dacă le corectezi din timp la vedere, mai ales dacă sunt copii, da, poate să treacă. Da. Bă, cât de mizerabil de și eu am avut ochelari ok sunt unii oameni. Adică, Jesus. Deci chestiile astea, când au de genul ăsta de oameni, mamă, mă fac să mă simt atât de mizerabil. Da, și tu știi ce fain e așa ca om? Ne-a dus o sticlă de coniac și cireșe și era foarte bine. E așa bine dispus și drăguț. Da, exact. Era coniac de casă. Și voi nu l-ați donat înapoi când ați văzut ca Mitran? Copiii că nu e coniac. Pentru noi, dați la copii. Prăjituri, bomboane din alea cu un lichior. Și e foarte fain. Da, și mi se pare foarte uite, mișto. În cazul ăsta ai luat bani, nu iei bani în pula mea, că tu... Normal că nu iei bani. Normal că nu. Poate dacă depinde și cine vine să zică, hai să faci un caritabil. Dacă pentru vine Nike, ăsta, într-adevăr. Da, dacă vine Nike, cumva. Dar dacă vine Nike dacă sau... e din partea unei corporații și știi ceva, ia dă banii. Sau vine un libidinos. Pentru că ea doar se cacă pe ei și vor să-și facă reclamă, adică aici e mult mai ok. Hai, dă-mă, fă și tu un stand-up caritabil, că o tătă... Sau primești un mas din ăla, cum mai primești cât eu mai primesc câteodată pe Instagram. De... Bă, se vede că n-ai depus un efort. Înțeleg că ești student și că... Bă, dar pe voi intră oameni să vă întrebe... Ai șanse mai multe să primești un răspuns pozitiv dacă faci un pic personalizat. Și trebuie doar să schimbi numele sau, știi? Să nu fie mai schimb. Da, fix mas. Intră oameni pe voi să vă întrebe dacă puteți să le ascultați melodiile, să le dați o părere? Cine, mă? Le dau un friend. Imediat cum primesc cu din ea, da, dau un friend. Sau cu din ea, dăm și mie un like la asta, particip la un concurs, mersi. Asta da. Eu aș fi ok, adică am mai, dacă îmi trimis doar link-ul cu melodia, dacă e așa, apare un link, o piesă la mine, ce s-ar putea să o ascult? Dacă îmi zici să zic o părere sau să dau un like, mă marci în pula. Pe mine știi ce mă... În afară de Edi, cine mă? Nu știu, a intrat ceva pe mine acum vreo o lună și mi-a scris doar hei. Eu în general nu răspund la asta. A, și să mă scot de minți. Da, ai fost minți, pare intrigat acum de data asta. Păi nu, în general nu răspund. Adică dacă doar scrii salut și nu spui că ai vreo treabă cu mine sau ceva, nu ne cunoaștem. Și mi-a scris hei, i-am scris și eu înapoi hei și a întrebat ce fac, a spus că îi place podcastul, că nu știu ce. A fost cu, oh my god, ce drăguț, apreciem. Și te-a prins, și așa te-a prins. Da, și după poți să, eu cânt, poți să-mi asculti o melodie și am scris că, oh my god, sigur, dă-mi link. Și n-am, încă deci poți să te pun să te sun să-ți o cânt la telefon? Aia, da, trebuie efectiv, trebuie să mă sune de pe Instagram, treaba lui. Dar aia, și era melodia, dar n-am apucat să o ascult.
Și acum nu știu ce să fac cu situația asta. Că acum e o tensiune între noi, probabil, că și el e la modul că, bă, n-am mai dat niciun semn, oare ar trebui tot eu să-i scriu. Să aștept 3 zile după ce am trimis piesa. A fost ocupat. Dar pune-o acum, pune-o în premieră. Da, chiar, că ai oricum. Pune-o la microfon. Să păi nu, știu, mă. Păi caută link-ul. Caută conversația. Am fost la meci, am fost la optime la Franța cu Elveția. Bun meci. Cel mai bun meci pe care l-am văzut vreodată. Tu ai fost la meciul ăla, ai fost la Franța cu Elveția. Am fost în spatele porții unde s-au bătut penaltiuri. Trebuia să întâmple și asta la un moment dat. Super. A fost blană. Deci ai văzut muia lui Mbappe, dezamăgirea lui Mbappe. Ce a făcut? Cum a reacționat Mbappe când a... Prima... A strigat la ea, a aruncat cu banane în el. Primele două secunde a protestat că a sărit portarul de pe linia porții. Și era penaltul decisiv, toată lumea, elvețienii au fugit spre portar să le ia în brațe. Portarul era, bă, stați un pic că vorbesc cu arbitru, că îmi zice că n-am stat pe linie. Dar se scuza că, bă, eu am stat pe linie, am avut un picior pe linie. Au stat un pic, două fracțiuni de secundă de vorbă și după aia când a văzut arbitru că vin toți aia de pe bancă, era... Bine, cu aia, bucurați-vă. Da. S-au dus toți la... Adică au avut atâta presiune pe el că nu mai putea să pună să repete. Da. Și Mbappe a luat așa, a gale spre centrul terenului. Da, și era toată în pula mea. Da. Cum era atmosfera? Era incendiară, era atmosfera A fost organizarea, a lăsat de dorit. A fost atmosfera... A vuit Bucureștiul? A fost atmosfera de cum ar trebui să fie fotbalul în general, dar în România nu e așa pentru că sunt mulți retardați. Dar acum a fost... filtru de nu e România pe stadion, deci vii doar dacă îți place să la fotbal și nu au venit ăia unii sub tricolor, tâmpiții aia care înjurau pe Ungaria și cei mai cretini ultrași, da. Adică, cu pe bătaie? Că așa sunt creștinii de obicei. N-aș vrea să fac asocierea asta, dar... Eu aș zice suporteri... să nu faci ca dacă vrei să rămâi cu ambele picioare totuși. Suport, dacă vrei să mai treci prin peluza sud, ai grijă. Ăla de la AUR, unul dintre liderii AUR, era liderul și la Unii sub tricolor la galerie. Ok, gata, m-am lămurit, mulțumesc. Naționaliști cretini. Mi-a scris băiatul ăsta, uite cum a jucat creierul meu, frate, că am găsit conversația. Salut, și știi ce v-am povestit mai devreme? N-a fost chiar așa, mi-a zis că... N-are un nume de persoană, ca să știți, m-am uitat, nu are un nume de persoană, are nu emoji, e nume prenume. Are un emoji cu un măgar. Dar ce mi-a zis a fost, doar voiam să spun că îmi place ce faci și că deși nu prea are treabă cu ce faci tu, mă gândeam că poate ai vrea să arunci orgeană pe canalul meu de YouTube. Și am scris, ce canal, sigur? Și, dar... Oare, problema mea la asta... Și asta spun, îmi place ceea ce faci. Poți să fii bucătar. Și chiar dacă nu e în domeniu. Da, pe asta vreau să spun, că mie mi-a spălat creierul și doar m-am gândit, oh my God, a lăudat niște oameni. Îmi place cum mergi la facultate. Wow. Și asta, am o deschidere vaginală frumoasă. Deși nu prea are treabă. Mama, I got scammed. Că deși nu prea are treabă cu ce faci tu, cu ce faci tu, păi normal că el trimite ăsta la toată lumea, că mai nimeni nu-i șomer să cânte de acasă. Exact. Fuck. Păi nu mai pun atunci. Știu că e supărător. Facebook-ul îmi blochează pozele mele cu sfârcurile roz. Mai mult, acum că e posibil să fie, putem să ne batem pula și de piesă. Că dacă era un fan al podcastului nostru, eram... That's nice. Oh my God, ce bine sună canalul. Deci are așa, la război nu-i de noi, un rechin ce nu face multe. Adică chiar îmi place. Era cât de cât, cât pe ce să câștig. Asta chiar m-a speriat. Vloguri sau ce? Am murit. Sunt piese? E un album? Un joc plictisitor? De unde dracu să știu? Păi dai click pe ele. Ah, deci el nu ți-a dat o piesă, ți-a dat un canal de YouTube cu orice? Înțelegi. Da, pare nu cântă. Deci toate informațiile pe care ni le-ai dat au fost greșite, efectiv. Asta din seria lui Mitran, că am văzut un film în care nu mai ții minte ce s-a întâmplat. Vi-l recomand din suflet. Da, okay. You're just fucking with our minds acum. No, ok. Am avut o conversație care nu a luat loc. Da. Mamă, și în capul meu spune și i-am zis după, frate. Bă, dar hei, îți mulțumim că te uiți la podcast, omule. Și continuă să faci ceea ce faci. Și nouă ne place ce faci tu, frate. Te așteptăm la show-uri și spune și prietenilor. Oh my God, o să-i dau numele. Nu, m-am uitat la video, dar mi se pare simpatic. Că numele lui era Le Mon. Și m-am gândit că sunt așa francezesc. Le Mon. Lemon. Da, și de fapt e Lemon. Lemon. Oh my God, de lemon, bubuie, mă, mit, vezi, mamă, da, ce pretențios lemon, ești, mâncaței. Exact, și suna DJ. Aolea, mie mi-a scris... Apropo, avem DJ care se uită la podcast. Da, am văzut, Și mie mi-a scris Gara după aia, că s-a uitat și a zis, mamă, beef, să vezi beef. Și l-am luat eu,
No, nu vorbești cu cine te eu. De ce, să vină, mă, vină o gara și tine. Vină cu aia dacă te ține. Venim cu un dis. Nu. A făcut-o nerob cu Faust. Mamă, să vezi ce vine gara deja cu replicile înregistrate și doar le dă play. Dar masterizat de țiplă. Dar v-ați uitat la disul dintre Nerob și Faust? Da. La ce? Cool. I'm cool too. A, parcă nu era frumos când vorbeam de fotbal, acum când vorbim de chestii de fetițe, nu prea, nu mai știți. Ce, s-au bătut în versuri? Da. S-au duelat în rime, nebunii, ce zevsteci. Și-au arătat conversațiile pe internet. Ah, ok. Nu, eu nu ascult muzică, nu sunt gay. Am căști roze în urechi, în ziua. Da, mă, zici ce s-a întâmplat, fă un rezumat, Luiza. Hai, spune pentru cineva care nu... Că eu am primit rezumatul de la Boxy, vă dați seama. A, deci nici tu nu știi. Dar am ascultat, am ascultat. Dar știi la mâna a doua. Dar e ceva exploziv? Adică la modul de tot, toată lumea vrea. Nu, dar mi se pare că este, oh my god. Știi că înainte când se certau rapperi, se înjurau de mamă și că mai era... Guess who, și acum era, pune în conversații și tu n-ai vrut să-mi dai bani pe piesă, că e, și el mai am, te simți personal, știi? Dar Nerob, da, nu e ăla care se bagă cu toată lumea în vorbă și o arde cu toată lumea, că se ceartă cu toată lumea? Nu. Nu știu. Nu. E dar foarte pașnic. A părut că știi, ai zis toată lumea de trei ori, a părut că știi. Cam jumate din hip-hop românesc. Dar știi la cine mă refer? Da, la jumătate din hip-hop românesc. Ce prost ești, retardatule. Hai mă, că a fost acum vreo un an scandal cu Macanache. Ah, Watcher, mă. Watcher. Eu aia credeam că e. Dar Nerob nu-i băiatul care a pus... Băiatul ăla e pașnic. A pus muzică... La revelion, la niște revelion, frate. Și când a aruncat ăla cu... Și face stream pe Twitch. Când a aruncat ăla cu... L-a aruncat în cârje. Cu struguri în cârje. Da. Același revelion. Același revelion. Deci ideea era că... Nerob ăsta este un băiat care e un producător. Foarte fain. E foarte mic. Și e om pașnic. Nerob în pula. Nu știu sigur, s-ar putea să mănânc căcat. Cine, mă, tu? Nu contează, Mirica. Și din câte am înțeles, Faust ar fi pus o piesă pe Spotify cu beat-ul lui Nerob. Nerob ar fi vrut să folosească beat-ul ăla pentru o piesă de-a lui. I-a dat cumva strike report și Faust s-a supărat și a zis că wow, ce pizdă este Nerob. Și de aici a pornit toată cearta. Mă rog, normal că... Nu știu insight-urile, dar păi nu, cam dacă așa ideea la pare că este nebunia. Chestia asta plată, cum ai descris-o acum, pare foarte tare, că normal că are dreptate Nerob. Că și Virgil are acum o bucată cu mine pe care tot o pune pe internet. Bă, stai un pic. Deci ăsta avea un beat pe care l-a pus pe public. Nu știu de unde l-a pus, nu, habar că n-am. L-a pus undeva de ăsta avea acces, nu l-a furat, i-au și lucrat, nu s-a dus cu un stick la el acasă și l-a furat nu, într-o seară. Nu, i-au mai lucrat împreună, de... sau poate, uite, ia beat-ul ăsta dacă vrei să scrii, sau să dai ceva pe el, whatever, dar să nu faci o piesă, că am eu nevoie. Nu știu care sunt insight-urile dintre rapperi. Nici nu știu, ar trebui o conferință de presă pe amândoi. De asta mă enervează ăștia. Am mai avut piese împreună. Vorbește exact deschis, vorbește ca oameni. Să se pună pe cântar, să fie amândoi în kiloți, da. Și cu șepcile de rapper în cap, bineînțeles. Nu așa, că eu cânt o piesă și eu îți răspund poi mâine cu altă piesă, dar tot numai în metafore. Zi-mi pula mea ce s-a întâmplat exact, pe ore și pe zile. Să vorbim despre faptul că tu apari pe albumul BMC, Mirica, da, nu uitați să ascultați albumul de la Brigada Muzical Contemporană BMC. Și am fost la el la studio și este un vibe foarte mișto. Și se face unde muzică pe studio? Like, la nou sau la vechi? La amândouă am fost, și la nou și la nou la vechi. Cu ce apar, mă, ce faci? Am un skit, un interludiu, dau o glumă. A. Înaintea unei piese. Adică nu e rapperul Dănuț. Nu e rapper. Nu. Ai propus? Adunat rap. Nu. Te-ai dus cu un demo de rapperul Dănuț? Nu, am avut așa câteva idei de monolog. Am zis, mă fut în el, mai bine dau o glumă, că oricum e scurt, e funny și e o introducere bună la... Am dat o singură dată și eram bea și nu cred că am dat-o bine, dar... Aveai feeling. Ai pus feeling. Ia. Și am pus și... Cred că au pus și valori și pescăruși pe funda, l-a pus Lucian. Ia, ascultați BMC că îs mișto. Și e foarte nice. Și merg la fotbal, am înțeles. Da. Că îl plac mai mult pe prietenul meu. Nu știu de ce s-aș avea să vă gresem, dar mi se pare amuzant. But și merg la fotbal. Sunt, am foarte multe tangențe aparent așa cu lumea hip-hop-ului. Deși acum, uite-te cât de albi suntem amândoi, Mirica. Da, suntem foarte white. Suntem so white. Și nu suntem bagabonzi deloc. Noi mai mult pe grindei, așa arătăm de parcă ascultăm grindei, dar nu... De parcă, uite, de parcă ținem picioarele cum le ții tu acum, așa. Tot timpul. Nu ne-au lăsat părinții în vamă.
Și căcat, mai trebuie încă un tricou cu Nirvana. Și ar trebui să-mi țin tricou așa peste degetele ca să par mai vulnerabile. Și un tricou cu mânecă scurtă peste asta. Oh my god, coi, atât de dorul mie de Kurt Cobain. Oh my god, cum erau stickerele alea cu Emily? Emily? Era o fetiță din desene? Emily? Era foarte emo și în dungi și era tot timpul sad, so sad. Nu știu despre ce. N-ați fost cool, ok. Atâta. Got the message. But și când, de fapt, hip-hop, asculti din clasa 5-a sau ceva. Mm-hmm. Dar n-arăta, să mă deranjează foarte tare, foarte tare. Bă, de ce? Arătam pe vremuri. Deși ciudat, arătai, adică... Mă îmbrăcam ca un băiat. Da, și eu, da, când eu m-am consider apucat că te-aș cataloga în zona care ascultă hip-hop. Mulțumesc. Serios, adică chiar mi se pare că ca cine? E... Ca aș cataloga-o, gen, fără să ne cunoaștem, pare, adică m-aș gândi că tot hip-hop sau ceva, în condițiile în care trebuie să asculte muzică. Nu are mai mult, dar Cranberries. Sub amenințarea da, puștii. Zombie, zombie, Under my umbrella. Să nu ne luăm strike, că... Da, ce, da. Mă îmbrăcam ca o terminată clasa 5. Mi se pare, n-am înțeles niciodată treaba asta și mi se pare, o să mă arunc un pic sau mi se pare, încă nu am mai gândit, nu m-am mai gândit, dar acum o să dau așa cold turkey. E un pic jenant să, adică dacă asculți un stil de muzică, cumva trebuie să știu că arăți stilul ăla de muzică prin felul în care arăți. Da, dacă nu cu asta te ocupi. Dacă cu asta te ocupi, exact, I get it, e ok, știi? Că ești, nu duc promote de nu, mă, dar și de asta, că trebuie persona. Stilul tău să devină imaginea muzicii pe care o... Nu trebuie să... Nu pornești cu imaginea ca să-ți lipești muzica de ea. Și plus, adică poate devii tu emblema tipului de muzică pe care îl produci. Adică uitându-te atât de mult spre hip-hop, exemplu clasic, cum mai spus tu mai devreme cu Șapca, uitându-te atât de mult la ălea, îți rămâne atât de tare în cap încât învârtind în bula asta, cumva... începe să-ți placă, începe să-ți se pară că e o chestie foarte mișto și că arată foarte mișto pe care trebuie să o porți și ții și tu o șapcă. No, adică man, la nivelul ăsta este. V-am zis că de bătrână m-am simțit la Macanache. Nu știu că m-am apucat să vă zic. De băiatul care cânta dezbrăcat? Nu. Ah, de Bucovia, Bacovia. Nu, Cojo. Cojo? Care a fost ăla de a câștigat Ai Umorul. Da, și după aia am văzut și la Ai Umor și atunci mi s-a părut funny. Am văzut o singură chestie. A rupt la Ai Umor. Chiar mi s-a părut funny. Numai că era un băiețel care, cred că are 19 ani sau ceva. Și a cântat la Bustul Gol pe ploaie și gândul meu în loc să fie da, eram like, Doamne, dar nu i-o fi frig, mă, pune-mă, mamă, ceva pe tine. Bă, avea și 19 ani. Crezi că ar fi... N-avea 25. Mulțumesc. Adică era greu să fii Dar pe și crezi că Cougar acum câțiva ani, dacă ai fi văzut chestia asta în 2010, de exemplu, ai fost, oh my god. Ah, da, normal că dacă, și plus că a cântat și o melodie despre sentimente. Și dacă aveam 16 ani, eram sentimente. Leșinată. Skinny guys care cântă, ar trebui să se ia la Bustul Gol și atât. Și cu părul lung și era așa supărat, așa și pentru cu părul lung. Pentru pe care că-s de skinny. Da. Dar nu era skinny, era fit, skinny fit. Era skinny fit? Da, făcuțel așa. Dar și doar skinny. Dar tot eram like, Doamne, dar nu eu fi frig. Auleu. Să-ți pui ceva la șale. Da, mama. Și dai greu, ce rost are? Și nu-i goare, de ce? Ce rost asta... are să fii în pielea goală? Eu am asta cu dreadurile, cred că de când am 14 ani. Mă uit la oameni care au dreaduri, sunt la modul, Doamne, Jesus Christ, e oribil cât de mult trebuie să le îngrijești. Nu, n-am o treabă cu aspectul, îmi place. Am o treabă strict din punct de vedere practic. Și eu mă gândesc la câtă mentenanță trebuie să fie acolo. Crezi că suntem doar foarte lazy? Da. Ți-l faci odată, ți-l faci odată la ceva timp. Eu nu pot să vin la 9 seara în oraș pentru că termin munca abia la 6 și n-am când să mă pregătesc. Da. Am de croșetat. De asta și arată așa boschetat. Dar și spălatul și îngrijitul e un proces destul de complex cumva. Crezi? Da. Se fac cu croșeta. Se fac, dar odată la ceva timp, la câteva, nu știu, săptămâni, mai fac un pic. Te speli normal, adică le uzi doar. Nu cred că îl mai speli, mă. Cum crezi că le speli? E și asta, dar auziți de partea asta. Ca pe covoare, cum crezi că le speli? E și ceva spray care îți arată părul ca fiind fresh. Gen șampon din ăla uscat? Da, o chestie în stilul ăsta. E ceva spray care arată că e ca și când doar ce te-ai spălat pe cap. Dacă aveți dreaduri, vă invităm la podcast să vă analizăm. N-aveți voie să vorbiți. Hai să chemăm dubioși la podcast. Gen oameni cu dreaduri sau tatuaje. Dacă sunt dubioși,
Cluj. Oameni ne... Nu, dar facem doar o preselecție, doar vă plimbați da. Și noi comentăm, dar n-aveți voie să vorbiți. Oh my God, un fel de Bravo Ice Steel, dar mai oribil. Ar fi funny. Ar putea fi funny. Nu, s-ar putea să nu fie la fel de mine, sincer. Să un fel de Hilton fără glume, da. Gen, poți să stai, da. Stai un pic de vorbă, să întrebi una alta. Prea ok, efectiv. Și să avem invitați nice. Oameni din ăsta care urmăresc podcastul și la modul cred că criteriul de bază ar trebui să fie dacă în comunism crezi că ți-ar fi fost viața în pericol de la cum arăți sau ce gândire ai sau ce faci, înseamnă că e foarte mișto și că ești interesant. Ok, da. Că undeva acolo mi se pare că e zona. Tu crezi că ai fi putut, așa cum ești acum, era... Păi dacă vorbim erai... de stand-up și ăsta, ce vrei? Tu ești mai mult un spirit liber. Nu arăți dacă ai fi putut ți-ar fi fost pus în pericol, nu știu, siguranța de către stat. Semna în secunda două, era informator. Da, dacă tu acum erai în 86. Da. Cu barba aia de... Da, barba, faptul că eu peste picior. Părul e un pic... Faptul că am... Dacă bine, acum nu sunt spate? Un zmâine, o să mă sumă. Dar are barbă destul de... Poate te băteau minerii în iunie. Da, așa mai light. Dar n-ai zis să vorbească cu el. Da. Mitran se prefăcea că e miner până la urmă. Eu cred că tu arăți ca un om pe care aș fi fost Ceaușescu. Uitați, domne, așa. Normal, tata. Este foarte... Arăți un pic ca... Luiza are tatuaje, e pușcărie direct. Ce face? Nu se văd tatuaje de mine. Tatuaje și părul așa. Nu ți se pare că are profil de pionier? Luiza a fost deghizată în comunistă la turneu când a fost la sala Palatului și stătea bine. Mulțumesc. Păi nu, dar zic că aspect, bă, totuși, are tatuaje și părul vopsit, ceea ce îți vorbit în... Stai mă, că părul vopsit aveai voie să... Ce să mai zic că nu merge măcar o dată la biserică? Unghiile astea... Oricum era ok, că nu e ca și cum încuraja ce aușesc. Da, dar eu arăt de parcă știam unde se fac avorturile de bune. Da. Aveai o rudă da. În străinătate. Dar voi doi arătați... Ba nu, că și tu ai barba aia, care ce pula mea faci? Eu eram în păduri cu aia, luptam cu sistemul până azi. Se termina, venea revoluția și eu încă luptam, nu știam, eram ca... Tovarășii luptătorii aia japoneză. Tu și cu Dinescu, mari dizidenți. Stăteam ascuns într-o peșteră. Cum ascuns cu aia? Păi așa luptai cu sistemul. O să lupt cu sistemul stând ascuns pe viață. Păi da, doar că... Pe lupt cu sistemul nesupunându-te sistemului. Prin faptul că o să mă ascund, îmi e frică de el. Îți faci propria ta societate. Da, fugeai în Germania cu trupa Phoenix. Păi fugeam în... Cântai la Darabane. La. Fugeam nu la mare lui urs. Dă-l în pula mea și pe Nicu Covaci. Bine zici. Muis eu ăla. De ce? Da. De ce? Întreabă-l pe Țăndărică dacă vrei să știi mai mult. Obiulipan? Olăță. De ce? Ce s-a întâmplat? Bif între ei? Bif între ei, da. Da, pe Lipan Țăndărică a plecat din trupa Phoenix. A plecat cam toată lumea, s-a certat cu toată lumea. Mm-hmm. Că e trupa lui, că nu vrea să împartă, că din astea. Că... Bă, mi se pare firesc, mă. Cumva la un moment dat. Adică te saturi după... Nici noi nu stăm împreună 50 de ani. Două morții. Don't say that. Cine știe, poate facem niște oameni maxim a 25 de ani, cum fac ăștia de la Iris. Niște pensionari. Frate, dacă avem clubul nostru vreodată, dacă ni se leagă nouă planetele, avem clubul nostru și o gen cum ne cresc ăștia pe noi aici, să creștem și noi pe alții tineri, să-i numim niște copii. Să facem o grădiniță cu copiii noștri. Da, cu program prelungit, ca să nu-i vedem niciodată. Nu, frate, dar efectiv noi să luăm copii în... Sub aripa noastră. Da, le-am oferit efectiv o educație fantastică. Exact, și apoi o să ne trădeze, pentru că așa este mersul natural al lucrurilor, da, și o să ne simțim trădați și o să facem câteva... Și apoi noi creștem ca niște copii și eu se ducă la prostuții sau ce o se întâmple în partea cealaltă la full. Prostuții. Silly. Aseară am mers cu trotineta, bă. Spune și la ce oră? Nu știu cât era ceasul. De asta de pe stradă? 4:00, cam așa. E luat-o cuiva? Poftim? Cum a fost? A fost... Că mai nice. Am unul care a venit cu trotineta acasă noaptea. De asta, m-am tonos. A tău a fost cu ea și pe scenă. Da. Dar cum tu atunci te trezeai? Adică care este, cum este feeling-ul când vezi un bărbat care, da, capsat care... în fața ta în timp ce tu ești care vei rup de beat pe trotineta acasă în timp de tu te duci la muncă? Îți dai seama că e un sentiment magic. Nu, e foarte... Eu dorm ca o vacă. Nu prea mă trezesc.
când vine acasă. Păi când să te și te trezești intervalul de 3 ore în care dormi până la urmă. Dar nu, serios, adică e la modul de te frustrează când îl vezi că cad. Nu, stă ok. Da? Că eu am fost de partea cealaltă timp și nu vreau să fiu dead person, nu vreau să fiu bulangiu doar pentru că eu n-am mai putut să stau pentru să plec. Poți să-ți oprimi sentimentul, adică e o pornire de gat. Că eu mă gândesc la Ana săraca, deci când pleacă și pe mine mă găsește dormind, deci de multe ori nici măcar nu mă mai trezesc la început. Mai mult sunt dacă aud un fion sau ceva, scuze, este 10 ceasul. Și știi, și mă gândesc la la modul de fucking el, săraca trebuie să plece. În condițiile în care dimineața sunt un pic nervoasă la 6. Pentru că eu nu dorm foarte bine dacă nu e la casă noaptea, că mai pun mâna pe-n pat și îmi dau seama că nu e acolo și sunt, o fi murit, futu-i morții mă zi. Și da, păi zic aia, și dacă am murit, tot trebuie să dorm un pic. Și la 6 când mă trezesc, nu, la 5 când sunt și aud Trebuie să-l îndrope odihnită. Ca un îngeraj rubensian, stă acolo și este tot gentle și doarme așa cu mâinile în sus, așa like a fucking baby. Ca un panda. Dar după aia îmi trece. Da. Și prin ce trăire ai trecut, Mirica, până să iei trotineta aia? Mai multe, că mă gândeam, bă, știi ceva, n-am cu ce să mă mai întorc acasă, n-aveam mască pentru Uber, nici n-aveam chef să mă întorc cu Uber, aș fi mers. Și am zis, am mâncat-o șaorma la Drift Store și am zis, bă, trebuie să fac niște mișcare. Și am luat-o trotineta. Dar n-ai mers niciodată cu Uber-ul fără mască, acum, de curând? Ba da, dar aveam mască la mine, dar am decis să n-o port. Dar dacă văd că șoferul nu poartă, zic, știi ceva, mă doare în pulă. Asta pulă, da, sau... dar o singură dată am urcat și n-aveam mască și m-am pus pe unghiul să nu mă vadă. Mm-hmm. Și m-am dat așa. Asta așa cu mâna la... Da. Și am mers. Chestii, da. E ok. Bă, apropo de asta, Național Arena. Bă, dacă nici acum, da, nu se, dacă nici acum nu se mai împrăștie, nu se mai vine valul 3 la 30.000 dacă de oameni. Dar cum a fost chiar să-ți cumperi bilete și gen să intri cu ele pe stadion? Adică a fost așa o experiență, wow, a fost un roller coaster emoțional. Asta totul a fost payoff pe țeapa de la Liverpool. A fost, bă, la ce meci ai prins, da? Am prins... Meci și echipa Franței care... Toată, adică pe rând de ei ar putea să fie președinți la cât de cunoscuți sunt în Franța. Răsturnări în general, de situație de 3 ori, apoi penalturi, apoi penalturi la poarta la unde eram. A fost tot nebunie. A jucat Shaqiri. Da, ieșit, ai văzut și pe cineva de la Liverpool. Da. Ai făcut pipi la 3 ore? Da. Da? De mai multe și ori. Cum a fost experiența? A fost la baie la un moment dat și m-am întâlnit pe... A fost o experiență foarte ciudată. Depinde dacă de calote sau nu, până la urmă. Am fost, urcam pe scările dintre scaune și fix atunci cobora pe lângă mine. A fost un băiat odată cu noi la fotbal, de pe grupul niște oameni. Dar nu ne văzusem înainte, nu știam că e acolo. Nu știu, mai știu cum îl cheamă. Și mi-a scris pe Instagram. Și a trecut pe lângă mine și a zis, bă, ce meci! Și am crezut că, bă, o fi cineva pe aici, doar e foarte entuziasmat și a zis, bă, ce meci. Uh-huh. Și am zis că, bă, ce meci. Și după aia m-am întors și eram, salut, că te știu de undeva, ne știm de undeva. Doar că eu eram și cu un, eram cu Florian, cu un tovarăș, și ăsta era lângă mine și ăsta era, ce, bă, ce, cu cine, cine e omul ăsta de vorbim cu el. Și băiatul s-a simțit, mi-a scris după aia pe Instagram că, bă, tovarășul ăla tău mi-a stricat toată seara. Și eram cu aia, nu știa cine ești, adică nu a făcut-o intenționat. El a auzit că pe Florian, da, zic, în cine plamează sau ceva. Dar nu, nici n-a zis, doar s-a uitat urât la el, sau nu știu, nu știu cum s-a reacționat. Bă, dar cine umbli, mă, cine pula mea e Florian ăsta de să uită urât la oameni așa? Nu, e un băiat, ok, e un băiat. E un băiat. Nu ți inspiră că ce pula mea să uită la Florian. Eu un băiat surprins. Dacă acum ar veni un om aici, nici măcar aș întreba al cui e sau unde. Bă, chestia e că dacă îți spune cineva, vine cineva spre tine. Păi dai seama că n-a stat așa, probabil a interpretat. Bă, doar treceam unul pe lângă altul și a zis că bă, ce meci, de parcă suntem, am fost toată ziua în sufrageria asta împreună și bă, ce meci, ce ne bucurăm. Și se aștepta la un răspuns cumva, băiatul ăsta de la fotbal. Pe care nici eu nu l-a recunoscut. Nici eu nu l-a recunoscuse, nici Florian nu l-a recunoscuse, dar se aștepta la o reacție din partea noastră cumva. Și din păcate nu mi-am dat nicio seama cine e în primă fază. Da, de doi autiști, efectiv. Exact, a fost o situație awkward, așa. Și ăsta, după aia să... Mi s-a părut un pic prea sensibil, sincer. Acum, dacă te uiți, îmi pare rău, dar te-ai supărat și tu. Bă, dar n-ai mă cum să n-ai nicio reacție, măcar un da, bă. Bă, după aia m-am întors și până mi s-a conectat creierul și am zis, salut. Da, dar, prea târziu. Dacă știi ceva, bă, ce meci, da, cu aia, bă.
Asistăm la istorie. Da, mă, mi se pare că ai impresia că nu este alegerea europeanului. Chestia a fost că nu a fost acknowledgementul ăla că eu sunt ăsta și tu ești tu, ne uităm ochi în ochi, ne dăm seama cine ce. Dar oricine zice: "Bă, ce meci e?" Exact cum ai spus tu, empatizare. Eu am așa un pic prima dată. Nu știu ce se întâmplă. Eu aș fost înțeleg pe Florian. Da. Pentru că dacă ești în a large crowd, mai ales la meciuri unde este testosteron și adrenalină și vezi că cineva se apropie de prietenul tău, nu știi cu ce intenții. Trebuie să fii, ești un pic, ești ok? Ce probleme se întâmplă? Ești ok? Și nu, cum arată bestia care a zis ce bă ce meci? Cât are 1.45? E un băiat creț, bă, am fost când am fost în take, cred. Un băiat creț cu părul un pic mai lung. Da. Arată normal, nu arată agresiv, nu arată amenințător. Deci, asta zic. Doar că a fost surpriza de nu știu ce se întâmplă. Da, mă, dar cum, doar cum unizat. Eu am început, am fost acum în Suceava și m-am bătat și seara când să mergem spre cazare, eu am vrut să-mi iau niște beri la pachet, că n-aveam magazin sau recepție acolo. Și erau trei copii de vreo 19 ani, tatuați așa, destul de făcuți, dar îi vedeam la față că erau destul de tineri și i-au cerut înghețată și n-am putut să mă abțin așa că i-am întrebat că, dar voi cum puteți să mâncați înghețată arătând așa? Adică nu, este o vârstă la care deja nu mai este social acceptabil că v-ați mănânci înghețată ca... Asta la un magazin pe stradă, n-aveau treabă cu show-ul, erau niște oameni random. Da, la un magazin spre cazarea noastră. Și asta zic, mi se pare foarte simpatic că ei au fost foarte mișto. Un fun fact pe care nu-l știam e că în Suceava aparent e nu știu ce soi înghețată adevărată, a zice, sper că nu. Nu știu sigur, înghețată adevărată sau ceva de stilul ăsta. Locală ceva? Da, care e locală și care toată după lumea o super laudă. Da, Ștefan cel Mare, la cetatea de scaun, prima oară. Extract de scaun. A înființat prima gelaterie din Moldova. Dar ideea e că, uite, mie genul ăsta discuții mi se par fun așa, adică mi-e plăcut. Bă, ăla e un dialog în magazin. Uite, deja ești în spațiu ăla, știi cu cine ai de face. Eu eram outnumber 3 la 1. Da, într-un grup de 40.000 de oameni, nu știi cine e pe acolo. Aseară eram la Suceava, nu, pur și simplu nu te aștepți, adică la Dristor, nu știi cine e lângă am tine. Am plătit și apoi stai să-ți facă băieții aia shawarma. Și a venit un băiat, un shawarmar, că următorul bon, m-am dus, i-am întins bonul și fix de lângă mine un băiat, că bossule, că te-ai băgat în fața mea, că ce e asta? Prima oară n-am înțeles ce se întâmplă, apoi am realizat, mamă, n-are nici tricou pe el, îți dai seama ce fel de om, sau că bossule, că te-ai băgat în fața mea, și am zis, coaie, nu știu ce pula mea. Dar primul instinct a fost să-i fut una. Și el a glumit, apoi după aia ne-am împrietenit, acum suntem tovarăși, dar el a făcut o glumă. Și da. Dar primul meu gând a fost în bapul, acum ne-am luat la pumn. Cum poți să consider că e același gen de exemplu? Tu ești cretin? Ăsta e la modul de adrenalină maximă și de... Bă, toți faci adrenalină în tine. Bă, la bă ce mergi nu sună niciodată ca bă ce mergi te-aș rupe picioarele. Pe când bosule te-ai băgat în fața mea, sună bosule te-ai băgat în fața mea, în același timp fiecare are tip felul lui de a interacționa cu situația nouă. Doar fiecare au zis pe faptul că al vostru este greșit. Dacă ești la un concert sau ești la festival, da? Te duci la Neversea și stai la coadă la bar și zice cineva lângă tine: "Bă, ce-a băgat Salvatore Ganacci?" Și tu te bagi în seamă că da, cu aia e așa. Da. Îl lași în pula mea, dă-te morții tăi și tu și Salvatore Ganacci în pula mea, lăsați-mă în pace. E genul de anturaj, frate. Du-te în pula mea, te bagi așa, eu în seamă cu strinte. Bă, sunt situații. Nu e că te bagi, dar dacă cineva vorbește spre tine, mi se pare că e o zonă din asta de... Dacă ești într-o zonă din asta, dacă ești într-o zonă din asta să fie doar, bă, uite, hai să devenim prieteni. Sunt 20.000 de oameni la un loc. Se uită la răspunsul tău sau ce? Nu se răspunde, dar omul a lansat în aer, bă, ce meci. De ce pula mea? Te simțeai obligat să-i răspunzi în halo? Bă, n-a lansat un aer, efectiv s-a uitat la Cilin. În situația asta, singura chestie care mi se părea că era de făcut era salut. Să zici salut mai întâi și după aia să vorbim. Ca să poți să pun și eu un steguleț pe tine, să știu de unde stăiau. Așa doar dacă vii și treci pe lângă mine și îmi zici ceva, o să fiu, bă, cine băiatul ăsta și ce vrea de la mine? Eu nici măcar știi care e chestia. Adică pentru mine e total irrelevant că vă cunoașteți, dar mi se pare că, mai ales la genul ăsta de meci, la ce a fost acolo, mi se pare că e la modul de Jesus, adică de la genul ăla de adrenalină și de la genul ăla de situație. Eu mă grăbeam la baie după prelungiri până la penaltiu sau nu știu când. Eram în grabă, oricum eram în grabă, n-aveam timp, nu știam ce se întâmplă. Cum a fost pipiul, că nu ne-ai spus? A fost un pipi bun. Sunt chiar condiții excepționale. Da, curat. Doar că oamenii au pulmi mici în România, bărbații au pulmi mici, pentru că la băi spisoarele destul de apropiate și fără separator din ăla. Și sunt foarte mulți temători să nu-și expună pulile. Și era unul, da, unul, nu, unul, da, unul, nu. Și nu-ți dai seama, m-am băgat între doi din ăștia.
Mi-am pățit, apropo de și m-am pișat la ei. O să cam plec, că se termină, că e târziu și trebuie să și mi-am mai trimis și uite, m-am mai văzut cineva când urcam pe scări. El era deja sus în stadion și mi-a făcut poză cum urcam pe scări și a zis că nu pot să-l ratez pe Alexandru, că avea tricou cu Manchester cu Alex, și a zis că l-a văzut și am un story așa cum mă filmează de din point of view, bird point of view din ăla. Deci recomanzi Franța-Elveția pe Național Arena? Da, să mai mergeți dacă mai... oricând aveți ocazie. Și bere fără alcool Heineken. Știți ce am făcut eu astăzi? Mi-a zis Ana de ieri că bă, dar ce că a fost nu știu ce meci, că s-a uitat așa la rezumat la Franța-Elveția, că toată lumea vorbește despre el. Și asta am decis să mă uit și eu. Și m-am uitat, mâncați-aș gura, 9 minute la Franța-Elveția la rezumat. Mm-hmm. După care m-am uitat la numărul de dislike-uri când s-a făcut vreo 4-0 pentru Franța. Și am realizat abia atunci că mă uit la al meci. Da. Postează jegurile astea, da, de oameni, da. Că așa e acum o zi, titlul, da, era Franța, Elveția, Biucare, nu știu ce, Euro 2020. Și comentariile dezactivate, dar 20.000, da, de dislike-uri și 6 like-uri. Bă, dacă ai idee, prinzi și pui botul, că doar nu o să te gândești că bă... Sau sunt căcaturi n-are de link-uri, de eu a jucat unul FIFA, da, și pune un thumbnail cu mâinile, da, pe față, da, și după aia, da, 10 minute de cum a jucat de el Franța, FIFA. Franța, Elveția în FIFA, da. Bă, eu mă duc, vă așteptăm și la open mic, o să fac, da, asta. Da, mulțumim că v-ați uitat, oameni buni. Bă, stai, și voi gata? Păi ce? S-a făcut aproape o oră, da. Ah, ok, atunci. Vă așteptăm în turneu? În turneu. Vineri în Poiana Brașov? Eu, Mirica Boxi? Din când în când duminica aici, miercurea la open mic și tot așa. Aveți ce să faceți, trebuie doar să vă doriți să ieșiți. Și ne mai vedem la podcast-uri, la următorul. Și puteți să ne salutați pe stradă. Eu cred că modul de abordare este întâi să zici: hei, numele persoanei pe care o recunoști. Mie mai îmi zic: hei, Ioana Luiza, și sunt, a, mă așa, știi de undeva? Da, sunt ok, dar și mie se mai uită oameni ciudat la mine și au, dar niciodată nu: hei, salut, Mirica. Că așa zic, a, ok. Chestia știi care e? Că ei nu mizează pe autism. Ei, dacă... Plecați ne la prezumția că suntem așa, autiști. Pare că suntem mult mai prietenoși, dar asta e o relație pe care am construit-o în 3 ani. Nu e adevărat, eu adică sunt prietenos. Tu, în pula mea. Dar eu sunt destul de autist dacă mă iei separat. Adică trebuie să ai un approach basic, da, așa, ca cu orice altă animale, persoană, trebuie, da, să veniți la noi ca la animale sărbatice. Exact. No eye contact. Ne dați un cubuleț de zahăr. Am vorbit, da, am vorbit la un moment dat cu Edi, că am ajuns mai devreme aici și mi se pare fantastic. Frica mea e tot în zona aia. Că gen vorbeam cu Edi de care sunt... De nu știu, de ce ai vrea să îmbunătățești la caracterul tău cumva, știi? Și eu am spus că aș vrea, mi se pare că nu sunt deloc bun la small talk. Și Eddie a fost foarte, cu aia, ești cretin? Asta faci într-una. Bă, și îți jur că e o chestie pe care eu chiar consider că nu am deloc în mine, la modul că mi-e foarte greu să vorbesc cu oameni. Dar după, dacă e pe facts, mi se pare că voi sunteți mult mai autiști decât mine. 100%. Fuck el, eu eram convins că mi se pare că sunt cel mai dificil om care, adică nu, e atât de greu să vorbesc. Așa, în general, ca, da, ca nu, ca mindset. Încăpățânat. Dar nici ce faci tu nu e small talk în pula mea, doar abuzezi un om cu vorbele. Da, tu doar îți bați pula de oameni. Da, cu vorbe. Da, tu ești agresiv. Nu e, nu neapărat agresiv așa, dar da. De ce? În ce sens? Ce? Uite exact ce o faci acum. Ce că nu accepti părerile altora. Acum ai luat o poziție defensivă. Nu, n-am luat o poziție defensivă, așa să-și mai întrebe. Dar în ce sens agresiv? Stai mă, vorbeam nu mai plânge, serios. A vorbit cu oameni rândă. Să-mi sugeți toată pula și sper să muriți. Mă fut în el de niște oameni. Băi, dacă mai exista outsiderii 3 erați acum, să-mi lua pula. Dar există, mă. Există, nu există. Numai că-și pun show-uri fără tine. Nu există, că am întrebat, n-au răspuns la mail. Bine. Bine, hai că s-a făcut aproape o oră. Mulțumim, bye, că v-ați uitat. Avem show-uri în Ardeal la sfârșitul lunii iulie și o să avem și link-uri în curând pentru bilete. Până atunci puteți să ne urmăriți pe Instagram și acolo mai punem story-uri. Punem story-uri cu ce show-uri mai apar. Cel mai curând ăștia doi și cu Boxy, când a zis? 2 iulie. 2 iulie vineri în Poiana Brașov. Poiana Brașov. Da. Ah, și mâine seara, nu știu dacă mai simt, mâine seara, adică chiar joi, dacă e postat azi, adică e show și aici la... Este un maraton de stand-up comedy maraton cu mulți oameni. Maraton de stand-up cu mulți oameni, dar zicea... Intrare liberă. Că e intrare liberă, dar cred că e cam sold out deja. Spre sold out, dar vedeți, o să fie un show mișto. Material nou, o să bag numai material nou eu. Bravo! Bravo! 10 minuțele. Gata. Eu mâine mă îmbăt. Aha. Bine. E ultima zi de radio, bitches. Stau până dimineața după aia. Să plec în vacanță? Da. Bye. Pobex. Să bem și să fumăm.